E război lângă România, Rusia a invadat Ucraina. Corespondentul special Antena 3, Cristi Popovici, este în direct cu noi. Cristi, care e situația acum acolo? Suntem în Kiev. Bună seara, doamnelor și domnilor. După o zi, cum nu aș dori să mai trăiesc vreodată, am plecat dimineața din Odessa, la ora 5 ne-am trezit în război. În Odessa au murit în jur de 20 de soldați, după ce o bază militară de acolo a fost atacată cu rachete în toiul dimineții, iar apoi au fost 40 de minute în care apărarea ucraineană a ripostat cu artileria antiaeriană spre mare. Au tras spre mare, nu știau în ce trag, în rachete, în obuze, în elicoptere, în avioane, în vapoarele rușilor, trăgeau, efectiv trăgeau 40 de minute. Am plecat de acolo pentru a ajunge în Kiev, un oraș pustiu. Îl vedem pustiu, am mai fost aici în urmă cu 2 săptămâni și erau oameni pe stradă, acum toți pleacă, toți fug din Kiev. Am văzut la News Hour cu CNN un pic mai devreme, am văzut coloanele de mașini pe 10 de kilometri din Kiev în jos către partea de sud a țării, pleacă oamenii din această localitate, din acest oraș mare capitală. 3 milioane de locuitori sunt aici, cu o suprafață de 4 ori mai mare ca Bucureștiul nostru. Însă după ceea ce s-a întâmplat noaptea trecută, după ce au căzut rachete în orașul lor, în capitala lor, oamenii au zis că nu știu ce se va întâmpla și noaptea aceasta și au decis să plece. Sabina, rămân cu 2 cuvinte întipărite în minte după această zi halucinantă. Cernobâl și bucurie, fericire, șceastie în rusă. Cernobâl, pentru că probabil ați văzut informațiile, se duc lupte acolo între armata ucraineană și Rusia și o explozie, Doamne ferește, ar arunca întreaga Europa într-un haos. Și fericire. De ce fericire? Pentru că apare acest cuvânt, șceastie, este o localitate din Donbas și a apărut în toate comunicatele forțelor armate ucrainiene. Prin traducerea aceea pe Google, armata ucraineană duce luptă pentru fericire, pentru șceastie, pentru localitatea aceea. Armata ucraineană a gonit rebelii din fericire. Din fericire. Asta este localitatea Happiness, mai apare și pe Facebook, unde se duc tot felul de comentarii. Așadar, armata ucraineană, poporul ucrainean, luptă nu doar pentru șceastie de acolo, pentru fericirea de acolo, ci pentru fericirea unei întregi țări, unei întregi națiuni, lovită de război de niciunde. O țară pașnică, lovită de Rusia ca o lovitură de topor, după ce luni întregi Vladimir Putin a asigurat Occidentul și Statele Unite că nu va invada. Și acum ne spune Cristi că nu a avut de ales. Această dimineață a început războiul. Și spune Vladimir Putin, asta ziceam că a afirmat în urmă cu puțin timp, că nu a avut de ales. Cum poate fi explicat lucrul acesta? Cum poate cineva să le spună ce a zis Vladimir Putin, să le spună celor de acolo care văd războiul lângă ei, văd războiul în casa lor, că nu a avut de ales Vladimir Putin? Cum adică nu a avut de ales? Probabil a văzut ce se întâmplă și în Rusia. Sunt foarte mulți ruși care nu sunt de acord cu ceea ce face țarul lor, ceea ce face președintele lor. Au ieșit în număr mare la Sankt Petersburg, mai aproape de Occident, unde poliția nu intervine ca la Moscova. Au ieșit și la Moscova, dar i-au luat la ciomege pe oamenii aceia, și pe jurnaliști. Am văzut jurnaliști luați pe sus din piața centrală din Moscova pentru că au avut curajul să se opună acestui regim opresiv. Și în fața unui val de antipatie venit din toată lumea, a venit cu acest discurs că nu a avut de ales. Ținem legătura, Cristi. Mă opresc pentru că se aud avioane. Se aud avioane în momentul acesta. Se aud avioane deasupra Kievului. Nu știm ce va fi, noi vom merge noaptea aceasta, va fi o noapte albă pentru noi, vom merge la un moment dat la metroul din Kiev pentru a ne adăposti dacă într-adevăr începe o nouă noapte de bombardamente și sperăm să nu cădem în mijloc.
Aveți mare grijă de voi, ținem în permanență legătura transmisiunile lui Cristi Popovici de acolo, din mijlocul războiului, împreună cu Costi Pahonțu. Sunt extrem de importante, revenim ori de câte ori este nevoie, aveți grijă de voi. Vă așteptăm cu informații importante și de asemenea cu vești că sunteți în regulă în toată această perioadă.